Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am vrea să facem o mică anchetă. Cât mai e darul la nuntă, prieteni? Că vine toamna. Cine a mai fost la nuntă? Și care e cea mai bună scuză să te fofilezi? Dacă există scuză valabilă să te fofilezi, Luca, mijit ochii, ce? Nu te-ai gândit la asta? Nu, dar n-am mai fost de mult la o nuntă. Dar te-ai mai fofilat? Că te mai fofilai? La foarte rar. Foarte rar te-ai fofilat. Da. Și oricum sunt total împotriva fofilării pe termen scurt. Bă, cum adică pe termen în capul scurt? Locului că nu mergi. Aha. Mi se pare foarte urât că la fiecare nuntă se întâmplă asta. Sunt oameni care din timiditate, da, sper. Da. Ca să nu zic sau din răutate. Nu e cazul, cred. Așa? Știi, sunt aia care vii la nuntă, mamă, ce bucurie, ce veste bună, îmi dai sigur că vin. După aia, mamă, ce mă fac. Știi, și e termenul ăla, că mai e un... Da. Un deadline cu vreo lună înainte, când se face reconvocatorul, știi, da, ca la ședința de bloc. Deci, rămâne că veniți, da? Da, da. Cum, da, cum să putea lipsi? Se pune problema. Și după aia, băi, să vezi ce a apărut. Ori anunță cu două zile înainte, ori după. Ori nu vine deloc, pur și da, simplu. Și după două, trei zile, băi, să vezi ce mi s-a întâmplat. Băi, incredibil. Da. N-aș mai fi minte pe mătușa mea. Exact. Da. Mi s-a făcut rău exact în preziu anunț. Dar nu am zis să nu te mai anunț ca să nu vă scap cheful. Nu, da, exact. Foarte urât mi se. Bun, 0372069599 și asta e telefonul. Și mesaje pe WhatsApp 0728 3132. Vrem să știm așa, cât mai e darul la nuntă și la botez? Cât se mai dă? La botez se dă mai puțin. Habar nu. De ce se dă mai puțin la botez? Habar, nu știu. Că tot că e petrecerea mai mică. Ce petrecere mai mică? Tot cărciumă închiriez, tot... Mai puține feluri de mâncare, mai puține muzicanți, mai puține... Friptură sarmale dai? Și tort nu dai? E deranjul mai mic. Și care e cea mai bună scuză să te fofilezi? Dați-ne mesaje, vrem să vorbim și cu voi la telefon, hai că și așa e vară, e frumos, dimineața vine toamna, ne pregătim. Deci să ieși știri contradictorii, ca să vedeți de la ce ne-am luat. Să ieși știri contradictorii despre piața anunților, că la începutul primăverii erau reportaje despre cum toate saloanele de anunț sunt rezervate pe luni de zile înainte. Că oamenii recuperau din pandemie. Asta este. Deci se aude că n-ar fi chiar așa, aparent piața stagnează, pentru că e vorba mai degrabă despre solicitări pentru nunți care trebuiau să aibă loc în anii trecuți și care nu s-au putut organiza din cauza pandemiei. Și publicația Turnul Sfatului din Sibiu, mereu atentă la nevoile comunității locale, a făcut o investigație în această privință și a descoperit că în Sibiu pare a fi secetă la nunți. Citez, din păcate, zice un administrator de firme de nunți, nu suntem foarte solicitați pentru evenimente, sunt doar mai multe botezuri, că la botez n-ai încotro, adică trebuie să-l faci. Nunțile sunt cele mutate din 2020 și 2021, sunt foarte puține nunți noi în acest an. Și ar mai fi o problemă, Tacâmul și Daru au crescut prețurile. Citez, având în vedere faptul că toate restaurantele au crescut prețul la meniu, vorbim de 300 de lei pentru meniu, sigur că și darul a crescut. În medie, două persoane plătesc 1500 de lei darul de nuntă, susține acest administrator. Și mie mi se pare că la 1500 de lei, adică 300 de euro în doi, sincer să fiu, mi se pare că scapi ieftin. Acum? Da, adică credeam că e mult mai mult. Iar asta cu 300 de lei pentru un meniu, serios, adică așa puțin e, sincer, nu că n-am mai fost nici eu de mult timp la nuntă, de fiecare dată mi s-a părut foarte scump. Hai să vedem, 0372069599. De ce, mă, chiar mi s-a părut scump, ce vrei? Adevărat, da. Te uiți la mine? Nu, eu sunt... Ai mesaje? Da. Am primit un mesaj, mie nu vine să cred. Da. Există un site. Așa. Care îți calculează cât trebuie să dai la nuntă. Nu cred, ia zis site. Da, și mi se pare genial, fii atent, se cheamă câtdau.ro. Cât dau. Ni l-a recomandat cineva și fiți atenți, zice așa. Trebuie să completezi. Evenimentul, da. Tipul evenimentului. Localitate, localitate. București. Relația. Suntem... Ia intră la relație să vezi ce opțiune ai. N-aș putea ajunge. Amic, cunoștință, colegi, vecini, obligație. Deci prieteni la cataramă, ca frații. Cât hai să facem calculul ăsta când ne întoarcem. Începem cu asta, da? Da. Între timp, spuneți-ne, vorbiți-ne de fofilat și despre cât mai e darul. 0372069599. Cât? Ne fascinează site-ul acesta, cât dau.ro. Cât dau la nuntă. Ți-ai făcut un calcul? Da, mi-am făcut. Deci am pus așa. Am completat nuntă în București. Uh-huh. Obligație. Ai variante. Adică trebuie să stabilești relația. Relația. Nașii care cunună, nașii care botează, frați, bunici, veri, mătușe, veri de gradul 2, rude mai îndepărtate, prieteni la cataramă ca frații, prieteni, amic, cunoștință, colegi, vecini, obligație, părinți. Obligația am pus, cuplu, adică în doi, uh-huh,
Salariu, ce să zic, aici sunt diverse plaje. Mai mic de 1000 de lei nu cred că există, 4500, 10000, ești un siriac. Asta îmi place, cu ești un siriac, mi se pare genial. Elev, student, pensionar cu dificultăți financiare. Punem cu dificultăți financiare? Nu, pui... Ce pun? Nu știu. Zic cât să pun. Uite, pun 4510.000 de lei. Așa, așa. V-a salvat. Da, avem așa, restaurant cu ștaif, restaurant, terasă, grădină de vară, cort, cantină în curte, nu mă duc, trimit bani. Punem și noi un restaurant? Da. Bun. Și sâmbătă, și ziua când? De sâmbătă. Da, vineri, sâmbătă, duminică, în altă zi. Joia, la joia se dă salbă. Am auzit. Deci, spune. Suma recomandată, 1400-1600 de lei. Uite, vezi? Auzi, da. Uite, avem un caz real. Ia, te rog. Marian. Marian. Zice, nu mă pot fofila, e nunta lui frate meu. Deci, pe pune 30 la relație, iulie, cât să dau? Puțin. Deci, frate. Pune nuntă. Nuntă, am pus nuntă, frate. Da? Așa. Unde este? De unde? Nu știu. Pune Constanța. Constanța, am pus pe Constanța. Frați, cuplu? Pune în cuplu, că nu se duce singur. Da. Cât e venitul tău, Mariane? 4510.000? Pune-l tot așa. Da. La restaurant te duci? Restaurant. Restaurant. Sâmbătă, când e? Nu ne-a 30 iulie, stai să văd. Sâmbătă. Sâmbătă. Spune-mi. Ia, fii atent. Ai încurcat-o, Mariane? Ținte bine, stai, așează-te. Suma recomandată, între 2150-2400 de lei. Cuplu. Cuplu, da. Marian, 2500, da? 200 de euro. 500 de euro. Da, frate. Mm. 200 de euro. 200 și un pic. Pe 2500 de lei face 500 nu, de euro. Nu, 2100. Păi dai plav de limitat de jos. Mamele, la Brașov, ia, vezi, dacă îi pui Brașov, se schimbă ceva? Ia, să vedem Brașov. Păi unde? Aha. Brașov, Brașov, avem. N-ar trebui, Constanța, același Brașov ar trebui să fie cam același lucru. În rest e la fel. Tot aia e. Practic nu e nicio diferență. Deci Mariana, ăsta e tarif. Mariana e încurcat-o, 500 de euro. Altfel înțeleg că, da, cam la 1000 de lei, uite, la Mureș, 1000 de lei singur, restaurant mai de Doamne ajută. Deci 200 de euro? Sunt foarte mulți bani. Păi și ce vrei acum? Cu cât să te duci? E complicat. Ca să bei ceva. Cineva zice că site-ul ăsta trebuie hackuit. Nu, lăsați-l în pace că face bine. Nu, din potriva, te orientezi, da? Trebuie susținut. Nu, trebuie dat mai jos. Deci eu propun așa. Trebuie hackuit și puse, tăiat cât un zero, înțelegi? Și popularizat foarte tare. Astfel încât toată lumea să spună, băi, atâta scrie pe site-ul ăsta, nu putem să dăm alt. Mai fă un calcul că aici sunt eu curios. Te rog, ia. Zice că deci, e naș. Nuntă, stai puțin, nuntă. În ce oraș știm? Craiova. Orașul... Nu, punem satul uitat de lume. La naș și nenorocire. Punem Oltenia. Oltenia. Nu există Craiova. Nu există Oltenia. Oltenia, nu apare. Naș care cu nună. Naș, ginerele văr cu soția. Nu știu dacă ai opțiune acolo. E nenorocire. Cuplu, salariu 4.500. Peste 4.000 de lei, așa. Așa, la restaurant. E cu ștaif sau fără? Nu scrie. Mamă, dacă e naș... Restaurant cu ștaif. Ia să punem restaurant cu ștaif. Și când e? Sâmbătă? Probabil. Hai, nașule. Nu, duminică, duminică. Duminică e? Duminică e, da. E la reducere duminică. Nu, duminica, da, e preț mai bun. Spune-mi. 2750-3100 de lei de cuplu. Ia pune sâmbătă. Eu zic că e, acolo a scăpat la, ieftin. Da, acolo l-a pierdut. Sâmbătă urcă la 3400 de lei. Ai văzut? Mai e și vineri, ia stai puțin. Vineri, 2950, deci vinerea e treabă. Și altă zi, aici sunt reducerile mari. 2650. Deci, nașule, dacă vrei să faci economii, pune și tu marți pe la 4 după masa. La bufet. Da, la bufet, nu la restaurantul. Mihai ne scrie că va avea nuntă la finalul lunii, iar da, meniul cu băutură inclusă, în paranteză, fără vin. Deci, sucuri și tărie. Da. Așa. Va costa 300 de lei de persoană. Localul este destul de cunoscut în zona orașului Câmpina. Deci, la Câmpina, o nuntă fără vin, costă meniul 300 de lei. Numai mâncare și băutură. Dacă adaugi fotograf, tititi... Se duce la cramă și bagă la dabigeană. Probabil, da. Și aduce vin la dabigeană, da. Nașul nostru, de mai devreme, așa. Marius, zice, oho, eu mă gândeam să dau 4.000 de lei. Am înregistrat ca să-i arăt soției. Deci, eu cred că soția... cred că se uite urât la tine, cel puțin. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.